Lucrările de asfaltare efectuate la drumul județean 315 DN3 Valea Rusului, Comuna Lupșanu, se vor finaliza la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță. Acesta a fost prezent în data de 21 octombrie la fața locului, alături de deputatul PSD Dumitru Coarnă, primarul Comunei Lupșanu, vicepreședinții Consiliului Județean Călăraș, conducerea Drumuri și Poduri Călăraș, pentru a vedea cum decurg lucrările. Investiția are o valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, iar lucrările au fost derulate pe o lungime de 1,6 km. Mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre să fim prezenți astăzi la drumul județean 315, o investiție a Consiliului Județean prin delegarea de gestiune la drumul județean. Aici cei doi directori și cei doi vicepreședinți, trebuie să spunem că vicepreședinții sunt prezenți pentru că ei sunt cei responsabili cu drumurile județene ca un delegare a atribuțiilor de servici, conducerea și supravegherea, să spunem, a investițiilor pe care le pun an de an în delegarea de reparații sau de investiții ale Consiliului Județean. Domnule director, care e valoarea investiției pe care dumneavoastră o aveți pe acest drum județean și care e termenul de să finalizați porțiunea de drum pe care v-ați propus? Porțiunea de drum începută la care vedeți că deja asfaltăm va fi gata cursul zilei de sâmbătă. Valoarea investiției este undeva la 2.500.000. După aia rămâne să finalizăm cu marcajele, cu semnele rutiere. Domnule militaru, a fost o promisiune a primarului făcută anul trecut, da? Și astăzi o punem în practică. Oamenii sunt surprinși că ne-am ținut de promisiune. E o investiție foarte bună pentru cei din Valea Rusului. Este o investiție așteptată de foarte mult timp, o promisiune pe care am făcut-o anul trecut. Se întinde pe o distanță de 1,6 km până la ieșirea din localitatea Valea Rusului. Da. Domnule primar, sunt foarte mulțumit de această promisiune făcută și dumneavoastră către mine. M-ați mai ajutat și cu celălalt drum din Radu Vodă, care a fost... Nici măcar nu eram primar, dar dumneavoastră ați promis și s-a realizat. Mulțumim în continuare pentru tot. Da, domnule primar. Acum, cei doi vicepreședinți. Domnule Samuilă, ești cu responsabilitatea Consiliului de Țară și a Pleților, da, acestor drumuri care sunt în patrimoniul județului Călăraș. Da, cum să spun așa, am făcut promisiuni, dar nu numai pentru că am făcut niște promisiuni în campania electorală. Până la urmă, vorbim de niște necesități. Aceste drumuri chiar era nevoie să intre în niște reparații, pentru că, așa cum am făcut și pe celelalte drumuri județene, eu consider că trebuie să avem o infrastructură la nivel județean demnă de anul 2021. Dă efortul și de cum reușim să pe această penurie și pe această subfinanțare la guvern. Asta e bucătăria noastră, ne chinuim, dar ne chinuim și până la urmă am făcut promisiuni și trebuie să ne ținem de ele, astfel încât să, după ce închidem acest mandat, să putem să ieșim cu niște promisiuni făcute și onorate în tot acest mandat. E greu pentru că banii sunt puțini și scumpi, dar dacă îi drămuim, eu cred că putem să facem realizări la nivelul Consiliului Județean. În rest, să sperăm că închidem anul și ceea ce ne-am propus ca investiții în anul acesta, să le ducem la bun sfârșit. Da, mulțumesc domnule vicepreședinte Samuilă. Domnule Beștea, fiți prezent în tot ce înseamnă dezvoltarea județului Călăraș. Poltenița a dat reprezentantul, e cel care astăzi face parte din echipa asta mare și dumneavoastră sunteți și responsabili de subordonate care au nevoie de drumuri județene cât mai bune. Așa este, domnul președinte, de fiecare dată e o bucurie să merg în teren, să văd că promisiunile noastre prin viață, să văd că oamenii care ne-au acordat încredere și care sperau din tot sufletul ca promisiunile politicienilor să fie duse la bun sfârșit. Ați văzut și dumneavoastră în discuțiile de mai devreme cu cetățenii din această localitate
că au spus cu foarte multă sinceritate că nu credeau. Ne bucurăm că îi facem să creadă cât mai mult. În ceea ce privește aceste investiții, am subliniat de mai multe ori, sunt foarte importante, atât pentru dezvoltarea localității, cât și pentru beneficiile cetățenilor, în sensul de a le face o viață mai bună. Pentru că fiecare dintre noi suntem, merită să aibă acces la astfel de lucruri, în special la un drum practicabil. Da, foarte greu, a subliniat și colegul meu, un buget diminuat, un buget la jumătate, sau nu chiar 40% față de bugetul anului 2019, și iată că totuși reușim. Colegii mei, și domnul președinte și domnul vicepreședinte Samuilă, cam modești. Eu spun că am reușit minuni, cu bani puțini, chiar am reușit minuni. Și mă bucur tare mult că fac parte din această echipă și prin eforturile noastre, ale tuturor, reușim să facem aceste lucruri frumoase. Da. Mulțumesc, domnule Beștea. Acum, în încheiere, ar fi multe de spus, să vedem și neajunsurile, dar nu le-aș spune astăzi, pentru că în așteptarea formării noului guvern, în așteptarea unei majorități pe care o aștept și eu, poate reușim sau reușim ca echipă să depășim multe neajunsuri pe care astăzi le avem. Spun decât atât. Vă mulțumesc mult că astăzi ați venit și vedeți activitatea Consiliului Județean și a subordonatelor Consiliului Județean, în speță drumurile județene ESA Călăraș. Vă mulțumesc și vă aștept la viitoarea invitație de săptămâna viitoare. Joi vă promit că ne vom deplasa la alte investiții după conferința de presă să arătăm că ne facem datoria și ne facem treaba. N-aș vrea să închei fără să spunem că Mitică, că tot a fost făcut șef de post și plutonierul de la Lupșanu, că el a fost șef de post aici, să vină să spună și el să vadă. Domnule deputat, vă rog frumos să veniți, că povestim aici, da? Bine ați venit. Dumneavoastră, știți că televiziunea v-a făcut că a fost șef de post la Lupșanu. Perioada 1991-2000, 10 ani. 10 ani a fost șef de post aici, Valarusului. Am stat de vorbă cu cetățenii care s-au minunat, că nu credeau că să mai vină asfalt pe aici, era deja pentru ei să mai o minune. Trebuie să mai fac o dată confidența de ce am venit în politică, pentru că singurul politician din 1989 la zi a fost Ilizo Vasile, care... Mulțumesc de apreciere, domnule deputat. Nu, a tratat corectele 3 S, stradă, școală, spital. Și a fost factorul decisiv pe care m-a convins pe mine să intru în politică alături de dumneavoastră. Cum reprezintă sau cum vedeți dumneavoastră acum infrastructura, să spunem, cu aportul Consiliului Județean și cu aportul, să spunem, și al dumneavoastră, că vă bateți pentru județul Călăraș să aibă resursele, să poată să pună în practică, să spunem, provisiunile pe care le-am făcut față de comunitățile, unde avem, să spunem, drumuri județene ale Consiliului Județean. Păi eu am observat că noi încercăm să facem lucruri bune, încercăm să vă propunem investiții. Am văzut că dumneavoastră, prin hotărârea Consiliului Județean, încercați să finanțați, dar avem o problemă fundamentală. Un om e numit, nu e ales, că de-aia și e numit, că n-a avut varianta sau n-a avut valoare să fie ales. De domnul prefect, zic, care practic blochează finanțările pe care Consiliul Județean cu bună credință le dezvoltă în comunitatea noastră, în județul nostru, și nu întâmplător vorbeam de cei 3 stradă, școală, spital, pentru că, practic, dacă vreți, comunitățile rurale au suferit și suferă în continuare în mod clar pe stradă, școală, spital. Oamenii din rural au fost abandonați până când Iuță Vasile, pot să fac repetiția asta, a încercat și a văzut lucrul ăsta și a finanțat acel capitol. Ori domnul Barbu, eu cred că și până la urmă nu știu ce să vedem să găsim. Guvernul ar trebui să intervină în mod clar, să vedem ce guvern o să mai avem de... Modificăm legea administrației locale. Dar omul are o problemă, funcționării prefectului în teritoriu. Omul ăsta nu înțelege mecanismele. Nu are capacitatea să depășească bariere personale. Adică, practic, el a pierdut alegerile, nu? În confruntarea cu dumneavoastră și acum se răzbună. Da, blochează dezvoltarea comunității la nivel de județ. Și cu toate astea, și cu toate 6%. Aceste lucruri, exact. Și cu toate aceste lucruri, uitați că se lucrează. În Valea Rusului nu cred că cineva credea vreodată că o să fie drumul ăsta asfaltat, că aici e Valea Rusului, Plevna, Înfrățirea. Sau da. Model. Da. Da, care aparține de Dormărunt. Dormărunt. Da. Este un sat care a prins viața de după Revoluție, că eram aici. În anii 90, 91, 92, oamenii au început să se retragă la proprietățile pe care le aveau în comunitatea din comuna Lupșanu.
Și au început să-și refacă gospodării, au construit case. Știu că am fost alături de ei în acea perioadă, pentru că erau foarte multe discuții cu legea 18 și așa mai departe. Și eram și eu tânăr, la momentul ăla, chiar mă știu foarte bine în această comunitate. 10 ani am lucrat efectiv, din 1991 până în martie 2008. Și dacă v-aș spune o întrebare poate puțin indiscretă pentru poziția pe care o aveți astăzi ca reprezentant al comunității județului Călărași în Parlamentul României, cum sunt oamenii de la țară în această comună? Sunt oameni raționali, oameni de bun simț. Să știți că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător s-a născut la sat. Politica e cu totul altceva. Adică știți că mi-e place mult o poveste a unui mare om de știință sud-corean, cred, care a fost la nivel zero la un moment dat, s-a reîntors în satul lui, profesor. Și spunea că acolo sus e deșertăciune. Aici este viața adevărată. Și eu cred lucrul ăsta. Aici, la sat, este viața adevărată. Sus e deșertăciune. Dar trebuie să o facem, mai avem variante. Da, vă mulțumim mult și vă așteptăm săptămâna viitoare la viitoarea conferință de presă și invitația de a merge în teren să vedem o altă lucrare. Avem și un subiect pentru săptămâna viitoare la conferința de presă, pentru că joi la Oltrință avem pe ordinea de zi o ședință extraordinară cu acea groapă de gunoi de la Olmeni, inițiativa PSD. Va fi suplimentară, discutată în conferința de presă a noastră. Și probabil o să tratăm subiectul de după ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oltenița. Da. Sper să se rezolve. Dacă dați vestea, să dau și o vestea, mergem să vedem portul de embarcațiune, acolo unde am predat amplasamentul și se muncește. E vorba de zona Sălcii, restaurantul Sălcii, unde deja astăzi avem excavatoare, avem buldozere, se muncește la dislocarea pământului pentru pregătirea infrastructurii pentru zona portului de embarcațiune. Cazi a promis și azi că ne faci. Bine, să ajungem de acolo. Uite, poate să bine, acum e o treabă bună ce ați făcut. Urmează, cred că săptămâna următoare să finalizăm acest lucru. Da? Chiar o treabă foarte bună, ne bucurăm. Era rău aici, copiii la școală și chiar noi la magazin, că nu-i magazin aici. Era rău. Cum era iarna, cum era aici? Aici? Bă, tot ce sunt. E prima oară când am venit aici, sunt tânăr pensionat și am să fac eu gardă. Hai la tataia, să mergem să vorbim cu tataia. Ia chiar pe tataia. Bine, bine, bine. Nu niciun deranj. Cum să nu fie? Anii dumneavoastră de pe respectați. Ai fost la CAP, la IAS, unde ai muncit? Nu, la armată. Da? La canal. De soapă, în România. În România. Da? Păi domnul președinte, să întrebăm pe dânsul și cum să trăiți sau pe dumnealor, cum trăiți aici, cum e sărăcia la țară, cum vi se pare viața în România. Și ce lasă să vedem așa, mă cunoști? Eu deocamdată și sus. Dar abia a venit primul. Bună ziua. Nu, nu. Hai să vină primarul. Ia-n mască, că eu te recunosc. Așa, da, uite, ia uite. E primarul, dar pe mine mă cunoști? Domnul Iliuță, cumva? Da. Cu drag să trăiți. Doamne ajută. Uite, am venit la dumneavoastră. Am venit astăzi să vedem cum decurge lucrările la acest drum. Așa. Suntem împreună cu echipa de la Călărași și echipa 315. Da? DG 315, da. Vedeți? Suntem cu echipa de la Călărași și echipa de ziariști și de mass media care prezintă ce se întâmplă astăzi în județ. Dacă noi ne-am făcut treaba pe promisiunile pe care le-am făcut la depunerea mandatului sau la preluarea mandatului de președinte, avem niște promisiuni. Că vom asfalta, că vom reabilita infrastructura. N-am crezut. N-am crezut. Când ați venit atunci la așa, la campanie, n-am crezut că ăsta să asfalteze vreodată. N-am crezut. Acum crezi? Acum crezi. Mai crezi. Vede, vede. Și una și a doua. Dacă se face ca lumea drumul ăsta, se mai mărește satul. Da, așa. Lumea are încredere, da? Da. Eu nu sunt de aici, eu sunt ardelean. Spardenit aici, după nevastă mea. Da, dacă m-a lăsat singur de 4 ani, ce să fac? A rămas să mă chinui aici. Da. Da. Asta. Vă mulțumim. Multă sănătate, să trăiți. Sănătate. Gele să trăiești. Și Doamne ajută. Să trăiești. Doamne ajută.